Viața de artist este interesantă într-un fel, pentru că ești obligat să intri în pielea personajelor pe care le joci. Nu știu dacă vreunul dintre voi v-ați imaginat ce a simțit fiul risipitor când a pornit spre casă. Cred că cu fiecare pas inima îi bătea din ce în ce mai tare, dar momentul culminant a fost când a trecut vârful dealului, dacă erau dealul pe acolo, și l-a văzut pe tatălui alergând în calea lui cu brațele deschise. Lucru pe care un bărbat evreu nu-l făcea de obicei, să-și ridice poalele în cap, să alerg, să poată alerga în fața fiului său. Imaginați-vă când au căzut unul pe grumazul celuilalt. Și Domnul Iisus a spus pilda aceasta pentru noi, cu referire la Tatăl Ceresc care ne așteaptă. Noi suntem fiii risipitori. Iar vestea bună în această dimineață este că există în sfârșit drum liber spre casă. Acum nu știu exact prin ce teritorii a călătorit fiul risipitor, probabil că era desculț, n-avea multe și risipise averea, era cu inima sfâșiată și cu picioarele sfâșiate, îngrijitor la porci ce putea să rămână din el. Dar cred că pe vremea respectivă, pe oriunde ai fi călătorit, nu exista drum fără pericole. Și exact lucrul acesta trebuie să-l ținem minte și în dimineața aceasta. Deși drumul spre casă este deschis, călătoria noastră nu este fără pericole. Dar să începem cu bucuria mai întâi. Există drum spre casă datorită Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem, să venim cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăieri la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. M-aș opri în primul rând în dreptul Domnului Iisus. Există drum spre casă datorită Lui, datorită întrupării și jertfei Fiului Lui Dumnezeu și datorită mijlocirii permanente a Marelui nostru preot. Prin întruparea și moartea Sa, am văzut duminica trecută, El a ratificat testamentul sau noul legământ, a șters păcatele, a făcut posibilă desăvârșirea cerută de Dumnezeu. Iar apoi s-a așezat la dreapta măririi și ca mare preot a intrat mai întâi cu sângele Său în prezența lui Dumnezeu, ca dovadă a faptului că dreptatea lui Dumnezeu este împlinită, legea este satisfăcută, a curățit templul ceresc de păcatele adunate înaintea lui Dumnezeu. A treia zi a înviat din morți, ca dovada neprihănirii Lui și a neprihănirii noastre. S-a așezat apoi la dreapta măririi în locurile prea înalte și de pe această poziție de Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, a redeschis porțile împărăției, trimițând Duhul Sfânt peste planeta noastră. Toate acestea sunt acțiuni trecute și terminate. Am să repet doar verbele. A ratificat, a șters, a făcut posibilă desăvârșirea, a intrat, a curățit, a înviat, s-a așezat la dreapta măririi, a redeschis porțile împărăției. Lucruri trecute și terminate datorită morții și învierii Lui, datorită lucrării Lui desăvârșite. Dar spuneam cu câteva duminici în urmă, toate aceste lucruri nu sunt suficiente pentru mântuirea noastră desăvârșită. De aceea autorul evreilor adaugă, dar El, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit, dar nu pe toată lumea. Nu pentru că n-ar fi murit pentru toți, și pentru tine, și pentru mine, ci ca să te poată mântui în chip desăvârșit, tu trebuie să faci ceva. Partea Lui este făcută, partea ta este să te apropii de Dumnezeu prin El, nu fără El. Îmi pare rău, este puțin jignitoare afirmația Domnului Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu există alte căi spre Dumnezeu, spre divinitate. Dragii mei, într-adevăr, El este altceva decât toate celelalte religii. Ori cu El, ori fără nimic. Dacă ceea ce spune este adevărat.
El poate să mântuiască în chip desăvârșit, dar numai pe unii, pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Ca mare preot, El, așezat la dreapta măririi, și stă într-o permanentă relație cu credinciosul. Așa cum lădița nu poate trăi fără viță, eu nu pot trăi fără relația mea cu marele meu preot. Doar prin mijlocirea lui permanentă, mântuirea mea se poate desăvârși. Și am văzut data trecută, El o face din ceruri ca avocat al meu și o face din inima mea, din preună cu Tatăl, prin Duhul Sfânt, avocatul Lui, în inima noastră. Știți unde mă duc? Le-a spus ucenicilor, în camera de sus. Știți și calea între acolo? Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm calea între acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Aveți un culoar printre bănci? Mă trag puțin deoparte? Aici e tata? Imaginați-vă că ați venit de la ușă și ați călcat pe cale mergând spre casă. Imaginați-vă, Domnul Iisus spune, eu sunt calea. Afară de faptul că poți levita până acasă, trebuie să calci pe ceva. Ori, relația mea cu pământul este absolut permanentă. Nu pot sta un pas fără, dacă un picior mi-e sus, celălalt trebuie să fie jos ca să vin spre casă. Asta e relația mea cu Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Hristos, dragii mei, și-a terminat lucrarea și își continuă lucrarea cu credincioșie. El nu e un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Problema este că am și eu partea mea de făcut. Partea lui este partea lui, partea mea este partea mea. Și ascultați-o în ce termeni o pune textul nostru. Avem o intrare, slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, și avem și mare preot care ne așteaptă. Noi trebuie să ne apropiem, trebuie să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, trebuie să veghem unii asupra altora, trebuie să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, trebuie să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, și trebuie să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Drumul spre casă este deschis, ni l-a deschis El prin jertfa Lui. Noi trebuie să ne apropiem. Priviți o clipă imaginea cortului întâlnirii și pe marele preot intrând în prezența lui Dumnezeu. Pe vremea lui, catapeteasma era întreagă în templu, câtă vreme sta în picioare cortul din trei, Duhul Sfânt spunea că drumul spre casă nu este încă deschis. Dar dacă ar fi să înțeleg câte ceva despre ce mi se cere, aș putea să dublez textul cu imaginile pe care le-am în mintea mea legate de ritualul din ziua ispășirii, când marele preot intra în prezența lui Dumnezeu. Stați cu ochii pe imaginea respectivă și aș vrea să trecem prin textul nostru. În primul rând, trebuie să ne apropiem. Observați, marele preot se apropia, intra în prezența lui Dumnezeu, se întorcea acasă. Dar trebuie să ne apropiem doar într-un anumit fel. Poate veni oricine, poate veni oricând, dar nu oricum. Trebuie să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Lasă-mi voie să le iau pe rând. Sunt condiții pe care dacă nu le împlinești, nu te apropii de Dumnezeu prin Hristos, prin El. Nu te poate mântui în chip desăvârșit. În primul rând, drumul începe la altar. Și în dimineața aceea, când marele preot cu inima tremurândă se pregătea să vină în prezența lui Dumnezeu, dragii mei, nu putea ocoli altarul, trebuia să aducă jertfă pentru sine și pentru casa lui, fără să gândească la popor. El trebuia să intre în prezența lui Dumnezeu, ceea ce îi curăța inima de păcat și îl făcea compatibil cu Sfânta Sfintelor, era jertfa pe care o aducea, jertfa de sânge. Dacă vine în dreptul nostru, în 1 Ioan, capitolul 1, versetele 5, la 8 citesc, vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Imaginați-vă să vii într-o lumină de care nu poți ascunde nimica. De-aia trebuie să ai inima curată, cu inima murdară, n-ai ce căuta acolo. Versetul 6 continuă, dacă zicem sau pretindem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul.
Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește inima de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, îl înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Trebuie să ne apropiem cu o inimă curată de un Dumnezeu de trei ori sfânt. Nu putem face altfel. Dragii mei, între noi putem purta măști, putem ascunde lucruri, putem avea zâmbetele 1, 2, 3, 5 și putem să spunem ce vrem, cui vrem. Mai ales dacă suntem artiști buni. Cu Dumnezeu nu merge așa. Totul este gol și descoperit înaintea celor care avem a face. Deci trebuie să intrăm, să ne apropiem cu o inimă curată, dar nu-i suficient. Și cu o credință deplină. Înainte ca să dea porunci cu privire la cum să se apropie de Dumnezeu, Dumnezeu aduce aminte lui Aron de moartea celor doi fii. Dumnezeu a vorbit lui Aron prin Moise după moartea celor doi fii ai săi. De ce îi aduce Dumnezeu aminte de un eveniment atât de dureros pentru Aron? Aron să știe în prezența cui vine. Imaginați-vă, dacă ți-au murit doi copii pentru că au trecut dincolo de perdea și tu trebuie să treci dincolo de perdea, nu ți se oprește inima în loc să zici oare, nu știu dacă e adevărat sau nu, tradiția spune că îl legau cu funie de picioare în cască, ar fi murit înaintea Domnului să-l tragă afară, să nu moară și alții. Dar dacă avea credință deplină, putea intra în prezența lui Dumnezeu. Fără credință, de spune autorul Evreilor, este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Cine se apropie, să ne apropiem, asta a fost invitația, cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Cum l-a căutat Aron pe Dumnezeu? L-a căutat prin sângele jertfei. Încă în primul verset din Levitic, ni s-a spus, poate veni oricine, poate veni oricând, dar nu poate veni oricum. Nici să mulțumești, nu poți veni fără o jertfă de sânge în prezența unui Dumnezeu de trei ori sfânt. Acum mi-am adus jertfa, mi-am adus vițelul, sunt cu sângele vițelului în mână și intru în prezența lui Dumnezeu, mă va trăzni El sau nu mă va trăzni? Credința îi dădea curajul și puterea să intre în prezența lui Dumnezeu. Dar să revin la noi, versetul 9 din același text. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă ne mărturisim păcatele, asta e partea noastră. Eu mi-am făcut partea mea, așa cum Aron și-a făcut partea lui. Oare Dumnezeu își va face partea lui? Dacă El nu își face partea lui, atunci vă poate strivi în momentul în care intru în prezența lui. Dar textul îmi spune, este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă n-ai credința aceasta, nu poți intra în prezența lui Dumnezeu, în prezența unui Dumnezeu Sfânt, tu un om păcătos. Trebuie să ai credința că sângele jertfei, jertfa Domnului Iisus Hristos, te-a făcut compatibil cu Sfânta Sfintelor, poți intra în prezența Tatălui. Oare la întâmplare ne cheamă autorul în capitolul 4, versetele 14 la 16 din Evrei, astfel, dar fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Deci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și acum urmează chemarea să ne apropiem, dar cu deplină încredere, cu credință deplină de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Cu inima curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. De ce? Inima curată nu e suficientă, mai trebuie să o stropești, să o curățești de un cuget rău. Ce ar putea să însemne lucrul acesta? Dragii mei, nu știu precis, dar mă uit din nou la marele preot. Și dacă îl vedeți îmbrăcat acolo la mijloc, în straiere lui, făcute pentru cinste și onoare, asta a poruncit Dumnezeu lui Moise, nu se confundă nici cu levitul, nici cu preotul. Dacă ar fi să înșir piesele vestimentației lui, aș spune că are un pieptar cu 12 nestemate pe care sunt încrustate numele seminților lui Israel, are un efod, are o mantie, are o diademă de aur, are doi epoleți uriași pe umăr. Sub
aceste haine pentru cinste și podoabă, are o tunică de in, o mitră de in, are un brâu de in și izmene de in. Când trecea prin tabără, marele preot putea să treacă prin tabără cam așa. Oricum nu era nimeni ca el. Absolut nimeni ca el. Mai ales în bătaia soarelui, nici te puteai uita la el. Dar când venea în prezența lui Dumnezeu, trebuia să dea jos absolut tot ce lucea. Scotea diadema, scotea epoleții, scotea pieptarul judecății, dădea jos mantia chiar dacă renunța la ciucuri și clopoței de aur și intra ca un cerșetor cu toată smerenia în prezența lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu, chiar dacă mi-am rezolvat păcatele, când mă uit atent în inima mea, pot observa zvâcniri. Zvâcniri de un fel sau altul. În Roman, capitolul 12, versetul 2, ni se spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Dacă ar fi să definesc în acest context chipul veacului acestuia, m-aș gândi la ce mult înseamnă să-ți iei un doctorat sau o diplomă. Ce zici, Emi? Da. Mare lucru să ai două literuțe în fața numelui, da? Și ce mare lucru este să ai un pic mai mulți bani decât are cel de lângă tine, să umbli într-o altfel de mașină decât umblă celălalt. Uitați-vă cum intră în mașină oamenii aceștia. Uitați-vă la reclamele de pe ecran, da? Tot chipul veacului acestuia te îndeamnă să îți câștigi. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia dacă vreți să vă apropiați de Dumnezeu, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. În prezența lui să intre doar sărac, în duh și fără pretenții. Dar uitați-vă ce se poate cuibări în inima oricăruia dintre noi. Prin harul care mi-a fost dat, versetul 3, eu spun fiecăruia dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă, nu mult mai înaltă, dar mai înaltă, un pic mai înaltă decât nu-mi strică, da? Scriptura îmi spune, atenție, coboară la locul tău când intri în prezența lui Dumnezeu, de aceea inima trebuie stropită și curățită de un cuget rău, să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Inimă curată, credință deplină, inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Dacă mă întorc înapoi la imaginea precedentă, Aron, înainte să intre în prezența lui Dumnezeu, se îmbrace hainele astea de cerșetor, hainele de in, hainele smerite, mai întâi scălda trupul. Când se iasă din prezența lui Dumnezeu, scălda din nou trupul, nu se spăla puțin, da? Cum o facem noi din asta de multe ori, ne frică de apa rece, ci trebuia să scalde, dragii mei, și n-avea boiler în cortul întâlnirii. E adevărat că nu era foarte frig pe acolo. Dar de ce era important trupul pentru Dumnezeu? Pentru că continuă să fie. Când Dumnezeu mă mântuiește, nu mântuiește doar sufletul, mă mântuiește cu mâini și cu picioare, cu ochi și cu creier, mă mântuiește, dragii mei, cu tot ce sunt. Și de aceea trebuie să ne apropiem de El cu trupul spălat, cu apă curată. Nu știu dacă e vorba de apa botezului. Mai degrabă aș lega lucrul acesta de un alt text. Versetul 1 din Roman 12. Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o cuminte, o înțeleaptă, o logică slujbă duhovnicească. Dumnezeu te mântuiește cu tot ce ești. Îi pui în mâna Lui sufletul tău și trupul tău. Și Scriptura spune, nu știți că noi suntem sau voi sunteți templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Proslăviți dar pe Dumnezeu în Duhul și în trupul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Când mă apropii de Dumnezeu, nu pot veni în Duh îmbrăcat de sărbătoare, duminică, ci sunt al Lui de luni până duminică și lunea viitoare o iau de la capăt cu absolut tot ce sunt. El m-a mântuit pentru sine. Există în sfârșit drum spre casă, să ne apropiem, dar cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Ați văzut oameni care se întorc din drum? Dima, din dragoste pentru lumea aceasta, m-a părăsit, scrie Pavel cu durere.
Dar lucrurile s-au întâmplat nu doar atunci, ci și acum. Spuneți-mi ce lipsește celui care a văzut drumul spre casa, a pornit spre el și la jumate drum, că fiul risipitor a zis, e mai bine la porci și s-a întors înapoi la roșcovele lumii acesteia. Cred că îi lipsește următoarea condiție pe care trebuie să o împlinim în apropierea noastră de Dumnezeu, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Când mă uit la viața mea creștină, unul din lucrurile de care m-am ocupat poate cel mai puțin este nădejdea. M-am bucurat să fiu în ordine cu Dumnezeu acum și aici, neînțelegând importanța nădejdii. Uitați-vă ce spune textul, să ținem fără șovăire. Ce înseamnă să șovăi? O fi, n-o fi. Asta înseamnă să șovăi. Nu văd cei dincolo. O fi, n-o fi, o patrie cerească. O fi, n-o fi, un nou Ierusalim. O fi, n-o fi, un tron. Fără șovăire, la mărturisirea nădejdii noastre. Cu alte cuvinte, țin fără șovăire la niște gânduri ascunse legate de nădejdea mea, ci la mărturisirea nădejdii mele. Strig în gura mare. Chiar dacă nimic nu se vede și oamenii zic că sunt nebun, așa cum a spus despre Noe, care bătea cuie în corabie să-și facă un chivot, să-și cape sufletul lui și a casei lui. Nădejde în greacă este elpis, nu este ca în limba română. În limba română a nădăjdui ceva este, s-ar putea să am, s-ar putea să nu am, nu știu precis. Dar în limbajul biblic a nădăjdui înseamnă a privi înainte cu încredere la ceva bun și de folos. Dumnezeu a pus înaintea noastră ceva bun și de folos, noi ne-am aruncat ancora și ne-am acățat de lucrul acesta și acum privesc înainte cu încredere. Zilele acestea am avut o discuție cu un prieten pe Skype legat de o predică de la o mormântare în care cineva vorbea despre faptul că prin credință vedem. I-a zis, nu se poate, eu nu văd prin credință nimica. Ba, dacă tu nu vezi prin credință nimic, e treaba ta. Dar dacă citești capitolul 11 din Evrei, sunt oameni care prin credință au văzut câte ceva. Și pentru că le-au văzut ca pe o realitate, credința substanțiază, aduce în existență lucruri care încă nu se văd, ne spune Scriptura. Deci nădejdea este o încredere în lucrurile spre care merg. Acum, nădejdea aceasta trebuie păstrată până la capăt, și pentru că este vitală păstrarea până în capăt a nădejdii, Dumnezeu a făcut tot ce putea să facă să ne garanteze faptul că lucrurile pe care ne nădăjduim sunt acolo și vor fi ale noastre. În primul rând, de ce e important să păstrezi nădejdea? Casa lui, spune Evrei 3:6, suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit credința, încrederea nezguduită, și nădejdea cu care ne lăudăm, pe care o mărturisim, mărturisirea nădejdii noastre. Mărturisirea nădejdii noastre. De aceea și Dumnezeu, continuă versetul 17 din capitolul 6, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte și pe care o avem ca pe o ancoră a sufletului, nădejde tare, neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Să păstrăm, fără șovăire, mărturisirea nădejdii noastre. Dacă aș trece cu microfon prin sală și v-aș întreba, ce nădăjduiești? Cu alte cuvinte, în ce ți-ai ancorat sufletul? Care-i funia care te trage? Ce e acolo? De ce suferi? De ce renunți? De ce continui să rămâi agățat de Hristos? De fapt, ce nădăjduim? Capitolul 11, versetul 13 din Evrei. În credință vorbește despre lista aceea a celor lăudați pentru credința lor. Au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut, prin credință le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. E
Iar autorul își încheie astfel epistola, capitolul 13, versetul 14, căci noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Nădejdea este ancorată în destinația noastră. Și destinația noastră este o patrie cerească, este o cetate care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu, zice Avram, prin credincioșia lui. Lăsați-mi voie să mă trag puțin deoparte ca să priviți textul pe care îl voi citi. Apocalipsa, capitolul 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, pregătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El le va șterge orice lacrimă din ochi. Moartea nu va mai fi, nici țipăt, nici tinguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Și în versetul 7 ni se spune: cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi poporul meu. Dragii mei, nădejdea noastră este că vom ajunge în slavă ca fii ai lui Dumnezeu. Pentru asta l-a trimis pe Fiul Său pe pământ. Fiindcă voia să aducă mulți fii la slavă, a desăvârșit prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Nădejdea mea este că voi moșteni făgăduințele, promisiunile pe care Dumnezeu le-a pus în Sfânta Scriptură și pe care le-a pecetuit cu moartea și învierea Fiului Său. Vom stăpâni lumea viitoare despre care vorbim, lumea aceea în care Hristos s-a dus și așteaptă ca vrășmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui. Iar în călătoria noastră spre această destinație, chiar dacă ni s-ar răpi averile, le primim cu bucurie, dragii mei, ceea ce nu poate încăpea în mintea noastră, doar pentru astea alergăm de dimineața până seara, așa-i. Dacă numai pentru viața aceasta ți-ai pus nădejdea în Hristos, trebuie să plângi pentru fiecare unghie pe care o pierzi. Dar dacă ai o avuție în ceruri care dăinuiește, ce contează un pumn de deșertăciune? Mai puțin? Se merită să păstrăm credința pentru că așteaptă o mare răsplătire. Iar în mâna lui Dumnezeu, până și încercările și suferințele devin dălți prin care Dumnezeu ne sfințește, modelează în noi chipul Fiului Său. În călătoria noastră putem, în ciuda încercărilor și problemelor, să stăm liniștiți în mâna Tatălui, pentru că prin mijlocirea Fiului ne poate mântui în chip desăvârșit și Cel ce a început în noi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua venirii lui Hristos. Nădejdea noastră este că Hristos se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Și frații mei, încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, iar cel neprihănit va trăi prin credință. Oare e de mirare faptul că din temnița din Roma, Pavel scrie filipenilor: pentru mine a trăi este Hristos. Fiecare ceas pe care mi-l dă pe planeta aceasta, în viața aceasta, este Hristos și împărăția Lui. Asta înseamnă viața pentru mine. Pentru mine a trăi este Hristos. Dar a muri nu e o tragedie, e un câștig. Când nădejdea ta este ancorată în făgăduințele lui Dumnezeu, când citești Biblia și aduni măldarul promisiunilor lui Dumnezeu și ochii credinței încep să substanțieze aceste lucruri, atunci moartea devine un câștig. Pentru că plecăm spre casă. Dar până atunci, ne spune autorul în capitolul 6, versetele 11 la 20, dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă și să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. O deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți. Observați, nădejdea mă ține alert, îmi dă râvna. Nădejdea vă face să stau alipit de Hristos, să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor care prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele.
Frații mei, am o veste bună. Există, în sfârșit, drum spre casă. Și de aceea suntem chemați să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, cu trupul spălat cu apă curată și să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Îmi pare rău să adaug și o veste proastă la cea bună. Există drum spre casă, dar nu e o veste proastă, este o experiență de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, dar nu fără pericole. Nu fără pericole. Domnul Iisus a fost cinstit întotdeauna cu urmașii Lui. Mai cinstit decât toți guvernanții acestei țări, decât toate partidele care de 20 de ani ne mint cu nonșalanță și au impresia că în 4 ani am uitat totul și noi la urne dovedim că am uitat totul în 4 ani. Cu alte cuvinte, suntem așa un soi de nebuni care se joacă unii cu alții. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu a spus totdeauna, Hristos celor care au venit pe urmele Lui, vulpile au vizuin, păsările cerului au cuiburi, Fiul omului n-are unde își pleca capul. Mai vrei să intri în partidul meu, să vii după mine? La fel este și concluzia autorului în Evrei. Există în sfârșit drum liber spre casă, dar nu fără pericole. De aceea, țineți, vă rog, minte ceea ce urmează. Puneți la inimă ceea ce urmează. Pentru că trăim într-o vreme în care filozofiile grecești ne-au mâncat sufletul și ne-am individualizat, ne-am atomizat și ne-am rupt unii de alții și fiecare avem lumea noastră, nu ne interesează cei din jur. În Biserica lui Hristos, în drum spre casă, nu poți călători de unul singur. Mântuirea este personală, dar nu-i privată. Nu-i privată. Cu alte cuvinte, dacă o primești împreună cu frații tăi, o ai, dacă nu, nu ai. Nu există mântuire în afara bisericii. De aceea Scriptura continuă cu următoarea condiție, să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Dar de ce să facem lucrurile acestea? De ce să-mi bat cuie în tălpi, deschizându-mă în fața fratelui meu, lăsându-l pe el să intre în viața mea, ca să putem veghea unul asupra altuia? Ascultați-mi de ce urmează. Căci, cu alte cuvinte, ce v-am spus mai înainte este legat de ceea ce urmează. Ce am spus mai înainte? Să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie, căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă. Care din voi ați dori să fiți voluntar pentru a fi împroșcat cu pietre? Stai să vă iau pe rând. Și imaginează careva cum e să mori împroșcat cu pietre când plică un bloc pe tine, e simplu. Pac, pac, gata, ai plecat acasă. Dar să vină piatră după piatră și probabil că încep copiii din față cu pietricele mai mici care numai te pișcă câte puțin. După care vin ăștia mai mari, cu bolovan mai mari. Piatră după piatră, până când încetişor ești îngropat și ți-ai dat duhul. Wow! Mai bine scaunul electric, dragii mei, sau injecție, sau spânzurat sau împușcat, orice e mai bine decât să fii împroșcat cu pietre. Dacă e de murit, alegeți o moarte ușoară. Poate cineva să-mi spună ce pedeapsă mai aspră decât asta e posibilă? Am o singură explicație. Moartea, indiferent cum vine ea, are de-a face cu trupul meu. O pedeapsă mai aspră trebuie să pătrundă un pic mai adânc și la sufletul meu. De aceea Domnul a zis, Domnul Iisus, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, ci temeți-vă de acela care după ce a ucis trupul poate arunca și sufletul în ghienă. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Cui sunt adresate aceste cuvinte? Vă rog, citiți epistola către evrei încă o dată, cu foaia în fața voastră, cu creionul în mână, și scoateți pe o foaie
tot ce se spune despre destinatarea acestei epistole. Și la urmă puneți-vă o întrebare simplă. Cum i-aș numi? Creștini sau necreștini? De la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Trebuie să o ai mai întâi ca să o poți însoți cu ceva. Dragii mei, nimeni n-are intrare slobodă la Tatăl dacă n-a fost născut din nou. Nimeni n-a fost născut din nou. Nicodime, trebuie să te naști din nou, altfel nu poți vedea, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu invită pe păcătoși în prezența lui pentru că i-ar pulveriza. Dumnezeu este un foc mistuitor. În fața lui nu poți sta cu păcatele tale. De aceea trebuie să intri cu o inimă curată. Concluzia mea clară este că această scrisoare a fost adresată unor oameni care au fost născuți din nou și în viața cărora au fost așezate adevărul începător al lui Hristos. Deci nu vorbește cu necreștinii. Noi, cei care suntem pe drum spre casă, călătorim pe un teren minat. Călătorim pe un teren minat. Și de aceea ni se spune să veghem unii asupra altora, să îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră. Că știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Vreau să vă spun că tot de nădejdea mea ține și cealaltă față a monezii. Cred nu doar în rai, cred și în iad. Cred nu doar în iubirea lui Dumnezeu, cred și în dreptatea lui Dumnezeu. Cred nu doar în faptul că voi fi la judecată, cred și că va fi o pedeapsă veșnică. Toate astea sunt scrise în Biblie. Cred nu doar în veniți binecuvântați Tatălui, cred și în duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Toate acestea sunt acolo. De aceea textul spune, știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti și în altă parte Domnul va judeca pe poporul său, pe poporul său. Grozav lucru este să cază în mâinile Dumnezeului celui viu. Am ajuns la o temă dureroasă pe care de când studiem numeri și evrei am adus-o mereu înaintea noastră, păcatul cu voia. Dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. În Biblie găsesc trei expresii, eu le socotesc sinonime, pentru niciuna nu este iertare, nici în viacul acesta, nici în cel viitor. În textul din Evrei și în Numeri am păcatul cu voia, în Matei am hula împotriva Duhului Sfânt, iar în 1 Ioan am păcatul care duce la moarte. Păcatul care duce la moarte. Sunt expresii diferite, dar sinonime, înseamnă același lucru, au aceleași consecințe. Aș pleca de la ultimul, pentru că înțelegerea ultimului lămurește pe primele două. Pe primele două. În primul rând aș vrea să săpăm în mintea, în sufletul nostru, versetul 17 din 1 Ioan, capitolul 5. De aceea vă rog să-l citiți și să-l spuneți pentru dumneavoastră cu voce tare. Orice nelegiuire este păcat, dar nu este un păcat care duce la moarte. Să fac câteva lămuriri. Plata păcatului este moartea. Am citat din Roman 6:23. În ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Cu alte cuvinte, orice nelegiuire este păcat și păcatul aduce moarte. De aceea mă gândesc, nu despre așa ceva trebuie să fie vorba. Citiți încă o dată textul cu mine. Orice nelegiuire este păcat, dar nu este un păcat care duce la moarte. Știți de ce? Pentru că există iertare pentru absolut orice nelegiuire, orice călcare de lege. Rabinii au numărat poruncile negative și poruncile pozitive și au socotit vreo 613 porunci. Dacă le-aș înșira înaintea noastră, de la să nu ucizi, să nu curvezi, să nu fur, să le înșir toate aici, pe care dintre ele trebuie să o calc ca să comit un păcat care duce la moarte? Pe care dintre ele trebuie să o calc ca să comit un păcat care duce la moarte? Să mă fac vinovat de păcatul cu voia sau hula împotriva Duhului Sfânt? Citiți încă o dată cu mine textul. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Hai să tălmăcesc cuvintele. Nelegiuire. Ce înseamnă nelegiuire?
călcare de lege, de poruncă. Corect? Corect. Am 613 porunci. Care dintre ele trebuie să o calc ca să comit un păcat care duce la moarte? Indiferent care aș călca-o, nu este un păcat care duce la moarte. De ce? Pentru că pentru orice nelegiuire există soluție. Dragii mei, dacă păcatul a făcut așa o gaură în universul nostru, harul lui Dumnezeu, oare cât de mare e? Nu știu dacă mă înțelegeți. Nu există păcat care să iasă în afara harului lui Dumnezeu. Pe ăsta nu-l poate ierta, Dumnezeu n-a prevăzut pentru el iertare. Nu există păcat, nu există călcare de lege. Dar atunci, ce vrea să spună textul? Mă întorc înapoi la cartea cea mai importantă a Scripturii, este temelia pe care a așezată Scriptura, Exodul. Am răscumpărare prin har, sângele mielului Pascal a fost pus pe ușorii ușii și poporul a ieșit, în ciuda faptului că îngerul Domnului a trecut prin Egipt să lovească pe toți oamenii. Și s-a întors acasă, raportând faptul că nu există casă în care să nu fi curs sânge. Doar că prin credință, unii au pus sângele mielului Pascal în locul sângelui întâiului lor născut. Și de aceea au putut ieși din Egipt, răscumpărare prin har. Au ajuns la Sinai și Dumnezeu le-a spus, dacă veți păzi legământul meu, dacă veți asculta cuvânt, glasul meu, veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Vom face tot ce a zis Domnul. Dumnezeu le-a dat decalogul și în capitolul 24 a încheiat, a pecetluit și a celebrat legământul și l-a contrasemnat cu sânge. A pecetluit legământul. Cu alte cuvinte, relația cu Dumnezeu se tranșează în spațiul ascultării de Dumnezeu. E adevărat și în Vechiul, e adevărat și în Noul. Copilașilor v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Asta e regula în viața de credință. Dar dacă cineva a păcătuit, Ioan nu spune dacă a păcătuit așa sau așa sau așa. Dacă a păcătuit așa, pentru asta nu este iertare. Nu, ci el spune dacă cineva a păcătuit, dacă cineva a călcat oricare dintre poruncile lui Dumnezeu, avem la Tată și mijlocitor și jertfă de ispășire. Slăvit să fie numele. Dragii mei, eu nu vă cunosc. Nu vă cunosc, nu știu ce puveri purtați în inima voastră. Nu știu. Dumnezeu vă cunoaște. Dar am avut destule experiențe în viață să văd oameni care, deși și-au mărturisit păcatul public, deși au plâns și au cerut iertarea de la Dumnezeu, nu își pot descărca inima de vinovăție. Trăiesc de 10 de ani cu această vinovăție. Nu știu care este ea. Poate ai ucis pe cineva. Poate ți-ai ucis pruncul în pântece și nu odată, de mai multe ori. Poate ai furat, poate ai mințit, poate ai divorțat, poate... Nu știu. Dar Scriptura vine și îmi spune că nu există păcat pe care sângele lui Hristos să nu îl poată rezolva. Există un singur păcat pentru care Dumnezeu n-a prevăzut soluție. Nepocăința. Nepocăința înseamnă Dumnezeu ți-a spus ce să faci cu păcatul și tu calci în picioare această ofertă a Lui. Observați, păcatul cu voia, hula împotriva Duhului Sfânt sau păcatul care duce la moarte este călcarea în picioare, nesocotirea soluției lui Dumnezeu. Soluției lui Dumnezeu. În locul primului legământ, Dumnezeu a pus un nou legământ. În locul noului legământ, Dumnezeu nu are nimic de pus. Ori prin acesta te apropii de Dumnezeu, El poate mântui în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Dar cine este El? Este jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Și este mare preot, mijlocitor, avocatul nostru în fața completului de judecată din ceruri. Interesant este cum e legat textul nostru. Textul nostru este legat în mod ciudat. Ne spune, de aceea să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie, căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, cine a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, a pângărit sângele legământului care a fost sfințit
și a batjocorit pe Duhul Harului care te aduce în fața scaunului Harului să capeți îndurare la vreme de nevoie și respingi oferta Lui, nu mai rămâne decât judecata și pedeapsa. Decât judecata și pedeapsa. Când mă uit la felul în care e construit textul, am un mesaj pentru mine și pentru voi. Poate l-am repetat de la acest amvon de foarte multe ori. Stăvilarul pe care Dumnezeu ni l-a oferit ca să stăm în fața puhoiului acestuia care vine peste noi. Nu uitați, călătorim spre casă pe drum minat, pe teritoriile dușmanului. Diavolul dă târcoale ca un leu, pe cine să înghită. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie, să prăpădească. Ăsta este contextul călătoriei noastre. Ceea ce ne păzește este o relație sănătoasă cu biserica. Poate sună prost, pentru că pentru noi noțiunea de biserică este o clădire cu turlă și clopotniță. Sau dacă este o biserică protestantă, fără icoane, fără nimica. Nu, astea sunt clădiri, dragii mei, nu asta e biserica. Noi suntem biserica. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei. Și eu cred că nu aș fi cinstit să nu vă spun că în textul acesta există un contrast, există o conjuncție adversativă. Uitați-vă puțin la textul care stă înaintea noastră. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să veghem unii asupra altora, ca să îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Dacă nu înțelegi ce înseamnă să nu părăsești adunarea, întreabă celălalt termen al comparației. A nu părăsi adunarea nu înseamnă asta unul în ce face celuilalt cu credincioșie în fiecare duminică dimineață. Poate că e important și lucrul acesta, dar înseamnă ceva mai mult. Dacă ați întreba pe mine și aș fi în căutarea unei biserici, tocmai am fost parașutat în Cluj ca student și mi-aș căuta o biserică în care sufletul meu să fie păzit. Dragii mei, patru lucruri caut în biserica respectivă ca să mă așez în ea. Dacă nu le găsesc pe aceste patru, nu mă interesează. Mă duc și caut alta. Sau fac tot ce stă în putință să aduc acele patru lucruri în existență. Dacă pot face lucrul acesta. Unu, învățătura apostolilor. Nu învățătura oamenilor, nu bas pe șinșirări de neamuri. Biserica este clădită pe temelia apostolilor și prorocilor. Într-o biserică în care, în mod sistematic, nu se predică cuvântul, nu vreau să am de-a face cu ea. V-am spus și o repet. Când noi ne adunăm să cântăm sau să facem orice altceva între noi, eu am plecat. Nu-i pentru mine lucrul acela. Doi, legătura frățească. Cu alte cuvinte, îmi pare rău, noi dăm mâna unii cu alții la început, dar asta nu-i legătură frățească. Știți ce am observat? Poți fi în aceeași casă și să ai o atitudine în care să ții partenerul la o distanță care să nu te supere. Știți ce simplu o facem? Poți fi în același comitet, poți predica de la același amvon și să nu există transparență, să nu este libertate de comunicare, să existe lucruri care te face să uiți la celălalt, să te întrebi, ce-i mai trece prin minte? Legătura frățească este locul în care cad obloanele, în care viața mea este pusă pe tavă, în care nu sunt judecat, ci sunt ajutat, în care atunci când plec de acolo, nu mi-aud vorbele de pe la colțurile străzilor, rușine să ne fie, dragii mei, rușine să ne fie. Ne este la îndemână să dăm un click, să trecem pe bloguri toate prostiile din lumea aceasta, să-i facem pe frații noștri fără să-i fi întrebat dacă e adevărat sau nu. Mai strânge penele dacă poți. Și atunci ne închidem unii față de alții și stăm la o distanță care să nu ridice probleme. Legătura frățească este locul în care plângem unul cu altul, ne purtăm poverile unul altuia, în care ne frământăm cu Scriptura, ca să o înțelegem, dar garanția faptului că avem o relație deschisă este că acolo putem frânge pâinea unii cu alții. Putem sta în prezența lui Hristos, în fața căruia totul este gol și descoperit și putem să cădem în genunchi și să ne purtăm poverile în rugăciune unii altora. Spuneți-mi, unde să găsesc o astfel de biserică?
Noi trebuie să o facem, pentru că noi suntem biserica aceea. Călătorim spre casă pe teritoriile dușmanului, pe teren minat, sunt probleme imense în jurul nostru și de aceea Eclesiastul are dreptate. Mai bine doi decât unul, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă cine să-l ridice. Luați seama, dar, scrie autorul evreilor, bisericilor cărora este adresată epistola, luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Asta este păcatul cu voia. Ce-i de făcut, fraților? Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Există, în sfârșit, drum spre casă. Citiți cu mine. Există, în sfârșit, drum spre casă, dar nu fără pericole. De aceea să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei. Dacă îți spun cine sunt și nu-ți place, este tot ce am. E foarte complicat să devii vulnerabil. Dar vreau să spun, dacă îți spun cine sunt și nu-ți place, și place Domnului Iisus Hristos, e treaba ta. Eu am făcut ce-mi cere Scriptura. Mă apropii respectând toate condițiile pe care mi le-a pus înainte. Dragii mei, pentru că noi fără pericole drumul să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult. Ce interesant! De cele mai multe ori, când facem lucruri, ne gândim, le fac azi, le fac mâine, le fac poimâine, le mai fac peste o săptămână și poate că nu mai trebuie să le fac deloc. Aici am intrat într-un domeniu în care cu cât trece timpul trebuie să le faci mai abitir, cu mai multă grijă, cu mai multă râvnă, cu mai multă înfocare. De ce? Pentru că pe măsură ce ziua se apropie, lupta spirituală se întețește. Doamne ajută! Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința, să veghem unii asupra altora, să îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin.